Bărbatul care a mers mai bine de 500 de kilometri fără să-l întrebe nimeni ce transport a fost oprit la filtrul organizat permanent pe drumul național 6 în Mehedinți, tocmai pentru aceste situații. Doljeanul a încercat să evite și acest filtru circulând pe o rută paralelă, dar polițiștii au sesizat și l-au așteptat la ieșire, unde au descoperit că transporta în camionetă mai bine de 40 de porci pentru care nu a putut prezenta niciun act. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu suma de 600 de lei de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Cazul a fost preluat de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți în vederea continuării verificărilor. Deși bărbatul a spus că a cumpărat animalele din județul Timiș, după două crotalii găsite în mașină, autoritățile și-au dat seama că porcii provin din Bihor, o zonă cu cod roșu de pestă porcină. Autoritățile au intrat în alertă, au fost sesizați reprezentanții DSV, iar după amiază, în urma unei ședințe a Comitetului pentru Situații de Urgență, s-a stabilit că porcii trebuie uciși și îngropați pentru a evita orice risc. Reprezentanții DSV au pus în aplicare planul după ce au fost prelevate probe care vor fi trimise la un laborator. Luat această decizie pentru a preîntâmpina orice posibilitate de difuzare a virusului la nivelul județului Mehedinți. S-a procedat conform manualului operațional, s-au respectat toate procedurile până la îngropare și dezinfecția zonei. Autoritățile avertizează că transportul de animale fără documente este strict interzis și mai ales scoaterea animalelor din zone de cod roșu de pestă porcină. În continuare asigurăm populația că suntem activi zi și noapte pentru a rezolva eventuale probleme care apar în acest domeniu. Bărbatul a plătit scump inconștiința pentru că a fost amendat cu 600 de lei de polițiști, cu 750 de lei de reprezentanții DSV și a pierdut mai bine de 8.000 de lei pe care îi plătise pe porci. El nu va fi nici despăgubit pentru că nu avea documente de proveniență a animalelor.